te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te-aleg mereu, te-aleg mereu. Amin. Am cântat o cântare care are impact foarte puternic, nu doar în 1 decembrie, nu doar pentru că sunt alegeri, ci pentru că cel ce a compus-o, a compus-o pe străzile și pe scările unui loc. Bărbatul omului Dumnezeu, Nicolae Moldoveanu, a mers liber din pușcărie ca un cetățean normal, într-o zi de alegeri să voteze. Și când i-au luat buletinul, sau cum era atunci, sistemul de identificare, i-au zis, ne pare foarte rău, tu ai fost pușcăriaș, n-ai dreptul să votezi. N-ai voie să alegi. Ești liber să faci ce vrei, dar nu ești liber să alegi. S-a întors și pe scări a zis, dacă nu pot alege pământul, dacă nu pot alege pe oamenii de pe pământ, Doamne Iisuse, vreau să spun ceva, eu nu renunț la tine, te aleg mereu. Te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, chiar și atunci când nu am, când nu pot, când sunt respins, chiar și atunci când situațiile sunt nefavorabile în viața mea. În dimineața aceasta trebuie să ne întoarcem puțin înspre trecut, suntem responsabili să îl reamintim, pentru că așa cum spunea și scria pastorul coordonator fratele Vasile Bojor pe grupul de WhatsApp, în 28 noiembrie 2010, da? A fost prima întâlnire aici în clădire, biserica era arhiplină, când s-a inaugurat, s-a așezat această clădire în mâinile lui Dumnezeu. De atunci, 14 ani Dumnezeu a fost cu noi. 14 ani Dumnezeu ne-a purtat poverile, 14 ani Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. 14 ani am văzut aici vindecări miraculoase. Am văzut oameni care au fost transformați de la moarte la viață. Călătoream ieri cu un frate și îmi spunea, mi-am amintit cum eram pe scorțarilor. Mi-am amintit ce condiții erau acolo, mi-am amintit cum erau la fabrica, la pensule. Și astăzi avem condiții, avem căldură, avem sisteme prin care să ne încălzim diverse, avem toate condițiile necesare, scaune tapizate, bănci tapizate. Cred că e momentul să zicem din toată inima lui Dumnezeu, mulțumesc. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru că în orașul acesta ai așezat o biserică care este un stâlp al temeliei lui Dumnezeu. Este o lumină, este un far care luminează. Cartierul acesta are ocazia să fie atins prin Duhul lui Dumnezeu, pentru că aici există o clădire. De fiecare dată când oamenii trec pe aici pot să vadă, aici este prezent Dumnezeu. Ne rugăm pentru vecinii acestei clădiri care de 14 ani au putut fi cercetați și au văzut cu ochii lor că aici lucrează Dumnezeu. Ne rugăm să-i mântuiască Domnul. Ne rugăm ca Duhul Domnului să-i cerceteze. Ne rugăm ca mărturia Evangheliei și puterea acesteia să atingă aceste vieți. Haideți să ne rugăm pentru cartierul acesta, să ne rugăm pentru România. Aș vrea să citesc un psalm. Psalmistul spunea în psalmul 122: mă bucur că mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunul de domnie pentru judecată, scaunul de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și eu zic, rugați-vă pentru pacea României, rugați-vă pentru pacea Ucrainei, rugați-vă pentru pacea lumii. Doamne, lucrează! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Cine vrea ca pacea să rămână în România, să ridice o mână sus înaintea Domnului. Ne rugăm pentru țara aceasta, ne rugăm pentru alegerile care vor fi în această zi, ca oameni și ca cetățeni responsabili ai României, trebuie să mergem la vot și trebuie să votăm cu ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Noi nu vorbim despre o persoană anume, despre un partid politic, noi vorbim că alegem pe Iisus și în călăuzire cu El mergem în urnă și acolo votăm cum ne călăuzește Domnul. Nu stăm acasă, amin? Lucrează, Doamne, pentru România. Ai milă, Doamne, de România. Suntem într-un maraton special de rugăciune, de vineri la ora 0, cu tinerii pentecostali din România, undeva la 450 care au reușit să se înscrie
Se roagă odată la 15 minute și 150 postesc de vineri, sâmbătă și astăzi. Chiar în aceste momente e cineva care se roagă. Sunt 10 de tineri care se roagă. M-am bucurat că de la ora 8 mulți au venit la casa Domnului și apoi s-au adunat și ne-am înlăturat și noi acestui maraton de rugăciune. Știți de ce? Cine mai poate vindeca țara aceasta este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Este sângele lui Iisus Hristos care are putere, pe care să-L proclamăm peste casele noastre, peste familiile noastre. Speranța României nu stă într-un partid politic sau într-un om. Speranța României stă în Biblie. Speranța României stă în pocăința noastră. Speranța României stă în rugăciunile noastre. Speranța României stă în post și în apropiere de Dumnezeu, pentru că Biblia zice: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va ruga, se va smeri, se va abate de la căile lui rele, se va întoarce cu fața spre Dumnezeu, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămări România. Atinge, Doamne, România. O să intrăm în această rugăciune în care vă rog să nu vă grăbiți. România are mare nevoie de Dumnezeu. Ne rugăm pentru factorii decizionali. Sunt 4 domenii speciale pentru care ne rugăm. Ne rugăm pentru pacea României. Ne rugăm pentru mântuirea românilor. Ne rugăm pentru conducătorii României. Ne rugăm pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu pe teritoriul României. Să atingă Domnul oamenii care n-au nici un lucru de a face cu Dumnezeu, să atingă Domnul copiii care dorm în canale, să atingă Domnul oamenii care nu mai au nicio speranță, care sunt la spitalul de oncologie, la alte spitale din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca are mare nevoie de Dumnezeu. Credeți asta? Lăudați să fie numele Domnului. Nu vom sta seci și reci. Vom fi interesați pentru țara noastră, pentru că mai încolo să nu regretăm că am stat pasiv. Ne rugăm cu toate puterea.